Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Acuzat de viol, Gheorghe Petic a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Sentința nu este definitivă. Iar fostul angajat de la Poșta Moldovei, Sergiu Cebotari, care a dezvăluit schema de contrabandă cu anabolizante din interiorul întreprinderii, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie. Deputații din Autonomia Găgăuză au amânat data alegerilor la Comanda Democraților, crede Bașcanul din regiune. Irina Vlah vrea să atragă atenția publică, răspunde PD-ul. Gheorghe Petic a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis. Când a fost scos din judecătoria de la Orhei, susținătorii acestuia au blocat ieșirea, iar polițiștii i-au stropit cu gaze lacrimogene. Detalii are colega noastră Iulia Sarivan, care se află acolo. Iulia, bună ziua! Bună ziua, Patricia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Ne aflăm acum în spatele judecătoriei de la Orhei. Aici sunt mai mulți susținători ai lui Gheorghe Petic și la fața locului a venit o ambulanță, iar persoanele care au avut de suferit în urma gazelor lacrimogene li se acordă acum primul ajutor medical. Ședința de judecată în cazul lui Gheorghe Petic a început astăzi la ora 11:30, iar după aproximativ 30 de minute, judecătorul a pronunțat sentința. Acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis și a fost aplicată o amendă de 30.000 de lei. Judecătorii au respins cererea procurorilor prin care aceștia solicitau ca Petic să achite 65.000 de lei pentru expertizele care au fost făcute în perioada anchetei. Ulterior, când Gheorghe Petic a fost escortat de mascați din sediul judecătoriei, oamenii i-au blocat intrarea, iar mascații au fost nevoiți să-i disperseze ca să treacă mașina în care se afla Gheorghe Petic. Avocații lui Petic spun că vor contesta decizia la Curtea de Apel. Vom încerca acum să întrebăm pe cineva din susținătorii lui Petic. Bună ziua! Puteți să ne spuneți, vă rog, de ce vă aflați astăzi aici? Da, noi ne aflăm aici să-l susținem pe colegul nostru Gheorghe Petic, care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru un lucru care nu l-a făcut. Din păcate, asta e țara noastră astăzi și lumea de acasă trebuie să-și dea seama că astăzi este Gheorghe Petic, mâine care fiecare din noi poate să ajungă așa. Oameni buni, treziți-vă odată! Mulțumim frumos! Patricia, deocamdată atât de aici, cu mai multe detalii, revenim în următorul buletin de știri. Iulia, îți mulțumesc. Fostul angajat de la Poșta Moldovei, Sergiu Cebotari, care în 2012 a dezvăluit schema de contrabandă cu anabolizante din interiorul întreprinderii, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie. El a ajuns după gratii după ce 16 oameni s-ar fi plâns că el i-a impus să muncească forțat. Iar o altă persoană l-a acuzat pe Cebotari că i-ar fi delapidat averea. Sentința poate fi atacată. După declarațiile acestuia privind contrabanda cu anabolizante la Poșta Moldovei, a fost inițiată o anchetă care însă nu a fost finalizată. Bașcanul Autonomiei Găgăuze crede că deputații din regiune au amânat data alegerilor la Comanda Democraților. Declarația făcută de Irina Vlah pentru Europa Liberă este negată de cei de la PD, care spun că ea nu vrea decât să atragă atenția publicului. Totodată, unii experți din regiune susțin că scrutinul ar putea eșua în condițiile în care pragul de validare a fost majorat, iar alegerile au loc în perioada vacanțelor. Deputații din regiune ar fi modificat legislația electorală pentru a obține o prezență mică la urne și eventual o invalidare a alegerilor, iar în rezultat, declanșarea unei crize politice. Este explicația analistului politic Veceslav Crăciun pentru Europa Liberă. Așadar, majorarea pragului de validare de la o treime la jumătate din numărul total de alegători și întocmirea listelor electorale în baza datelor din Registrul Național, unde sunt înregistrați mult mai mulți votanți, ar avea drept efecte organizarea unor alegeri repetate, iar
ulterior promovarea unei figuri apropiate PD-ului, crede expertul. Acesta insistă că ziua de 30 iunie nu e tocmai potrivită pentru că mulți sunt plecați în concediu sau la munci sezoniere peste hotare. Un alt analist politic de la Comrat crede că schimbările vor să distragă atenția de la situația din Chișinău, unde socialiștii ar pregăti o coaliție cu democrații. Asta în timp ce actualul bașcan Irina Vlah a comentat modificările electorale ca un răspuns la o comandă politică a ex-deputatului PD Nicolae Dudoglu, cu care Vlah s-a duelat la precedentele alegeri pentru funcția de bașcan. Nu am reușit să luăm legătura cu cel din urmă, iar Irina Vlah ne-a spus că va susține o conferință de presă mai târziu. Purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gămurari, ne-a spus că Irina Vlah încearcă doar să atragă atenția publicului, iar argumentele pe care le aduce sunt nefondate. Și Igor Dodon s-a pronunțat menționând că se arată îngrijorată de o eventuală destabilizare a situației în autonomia găgăuză după amânarea alegerilor. Vlah a ajuns bașcan fiind susținută de socialiști. Alegerile urmau să aibă loc pe 19 mai, dar au fost amânate pentru 30 iunie 2019, printr-o decizie a Adunării Populare din Autonomia Găgăuză. Odată cu încălzirea vremii, străzile capitalei s-au umplut de cerșetori. Oameni din diferite localități vin aici să stea cu mâna întinsă. Eu m-am dat la dus. Să vă explic. Da, sunt încălzit. Cei de la primărie au constatat că problema există, dar nu știu cum să o rezolve. Revenim cu detalii la știri. Ca să ajungă la meciul dintre Franța și Moldova, unii suporteri au venit cu noaptea în cap la casele stadionului Zimbru. Doar că aici surpriză! După ore bune de așteptare, au aflat că biletele returnate de Federația Franceză de Fotbal se vând doar online. Pentru a-i vedea pe campionii mondiali care vor juca pe stadionul Zimbru, Ion Tkaci s-a trezit cu noaptea în cap și a mers să-și cumpere un bilet. Ieri au spus că se vând la stadion, la casă, dar astăzi de la ora 6 stau aici. Care o să fie scor? Cred că 3-0 minimum, dar nu contează, vrem să vedem campionii mondiali. Bărbatul spune că naționala Moldovei va avea un meci dificil, întrucât capitanul naționalei noastre, Alexandru Iepureanu, care a fost accidentat, nu va juca în partida cu Franța. Și mă tristează și mă îngrijorează, că fără el cred că să fie greu la echipă. A venit după bilete și această tânără. Eu și cu prietena mea venim la fotbal. Păi iubim fotbalul nu pentru băieți, iubim fotbalul pentru că e o atmosferă foarte frumoasă atunci când vezi cum atâția băieți aleargă după o minge doar ca să bată gol. Mare a fost mirarea când a aflat că biletele se vând doar online. Este anunțat că vor fi bilete începând cu ora 10. Biletele o să se vândă doar online. La casă nu se vor vinde. A spus că o să se vândă bilete la casă. Din câte știu, doar online. Da? Vă dezamăgiți? Da. Dezamăgiți au fost toți cei care au făcut un drum până la casele stadionului, care erau închise. O să fie la ora 10 să lucrez. N-am înțeles. Vreți un bilet? Da, dar numai online. Doar online. Numai online. Puteți cumpăra bilete la acest meci. De ce doar online? Păi au fost impus niște reguli de federația noastră. Asta e. Da, cei de la țară care tot vreau să fie, deci n-au poate nici internet, ceva nu e normal așa. Ar fi trebuit să vândă și la casă, măcar puțin. M-au rugat niște persoane să procur. Piesc foarte tare, fotbalul, zi de zi se uită la fotbal, îți duc prin baruri și doar m-au rugat că să vin să le procur. Și aici gata ele în nos. Nu așa trebuia să mă chinui aleagă. Însă nici cei care au încercat să le cumpere online nu au reușit să o facă. Și asta pentru că site-urile care urmau să le vândă se încărcau foarte greu și într-un final arătau eroare. Și dacă de dimineață unii au venit după tichete la stadionul Zimbru, alții ca să-i vadă pe fotbaliștii francezi. Pe cine așteptați? Mbappé, Griezmann, toate. Când vii? Tu știi? Când vii? Franța? Meciul din prima etapă a preliminarilor pentru Euro 2020 dintre Republica Moldova și Franța va avea loc vineri pe stadionul Zimbru, începând cu 21:45 de minute. Transportul public își va modifica itinerarul, iar de la ora 17 și până la miezul nopții, traficul rutier pe bulevardul Dacia din direcția Aeroportului Internațional Chișinău și pe tronsonul cuprins între strada Burebista și Cuza Vodă va fi restricționat. Numărul unităților de transport vor fi suplinite, iar cei care au bilete la meci vor putea călători gratis prin capitală. Tală începând cu ora 17. Doi dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică din Moldova cer majorarea tarifelor.
Gaz Natural Fenosa și compania care livrează curent în nordul țării au depus solicitări la ANRE, care urmează să fie examinate în maxim 6 luni. Prima companie cere ca tariful să fie mai mare cu un bănuț, iar cealaltă solicită o majorare de 17 bani pentru consumatorii casnici. În prezent, gospodăriile din centrul și sudul țării achită 1,79 lei pentru 1 kWh, iar cele din nord 1,91 lei. Ambii operatori își motivează cererea prin niște devieri tarifare din 2018 care trebuie rambursate în 2019. Un angajat de la fisc, dar și reprezentanții a două firme din regiunea transnistreană au fost reținuți. Aceștia sunt suspectați că au făcut uz de date false, așa încât întreprinderile să nu achite TVA în valoare de 3 milioane de lei. Ieri s-au făcut percheziții la Serviciul Fiscal de Stat, iar oamenii legii spun că au colaborat cu cei din conducerea instituției. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale îi suspectează pe doi agenți economici din regiunea transnistreană că s-ar fi eschivat în perioada 2018-2019 de la plata TVA-ului în sumă de peste 3 milioane de lei. Antrenat în schemă este un angajat al Serviciului Fiscal de Stat. În rezultatul unui control fiscal a fost adoptată decizia potrivit căreia i-a fost restituită taxa pe valoare adăugată către întreprinderile respective. În aceeași perioadă, indivizii împreună cu mai mulți colaboratori de la fisc au restituit ilegal din bugetul de stat taxa pe valoare adăugată pentru întreprinderile vizate. Astfel, aceștia au adus un prejudiciu de aproximativ 1 milion de lei. Avem 3 persoane reținute, este vorba despre directorul întreprinderii, contabilul întreprinderii, un colaborator al Serviciului Fiscal de Stat. Procurorii au făcut percheziții în 16 sedii, unde au ridicat computere, acte contabile și mai multe documente. Suma prejudiciului, credem noi, este mult mai mare decât cel estimat. Cei 3 bănuiți au fost reținuți și audiați. Pentru evaziune fiscală, conform legislației, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani, iar pentru escrocherie, până la 15 ani de privațiune de libertate. Într-un comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat, aceștia nu au comentat cazul, însă se arată că instituția va oferi sprijinul organelor de anchetă în documentarea faptelor și elucidarea circumstanțelor cazului. Deputații socialiști și-au format ieri fracțiunea parlamentară care va fi condusă de lidera PSRM, Zinaida Greceanăi. Vicepreședinte a fost ales Corneliu Furculiță, despre care ziarul de gardă a scris anterior că deține cetățenie română, deși partidul este prorus. Fracțiunea PSRM este compusă din 35 de parlamentari. Procedura este una formală, pentru că, oficial, fracțiunile se constituie în 10 zile de la data primei ședințe în plen. Blocul acum va avea propriul candidat la funcția de președinte al Parlamentului. Deputatul Octavian Țâcu a făcut această declarație pentru Europa Liberă, dar nu a dat un nume. Șeful legislativului se alege după constituirea majorității parlamentare cu votul la 51 de deputați. O coaliție declarată încă nu există, iar partidele nu s-au așezat la masa de negocieri. În urma scrutinului din februarie, PD, PSRM, Blocul acum și 3 independenți au acces în Parlament. Nemulțumiți că lângă blocul în care locuiesc urmează să fie construită o clădire, un grup de locatari le-a blocat muncitorilor calea de acces în curte. Aceștia spun că și-ar fi dorit ca acolo să fie amenajată o parcare sau un teren de joacă pentru copii. Primăria însă a dat terenul în arenda unei firme de construcții care vrea să ridice un bloc cu 10 etaje. Reprezentantul companiei spune că are toate actele în regulă, iar cei de la primărie confirmă asta. Noi nici atunci nu am venit de la Stercon și atât, nici astăzi nu am venit pentru dânșii, prea mare onoare. A venit un domn, ia, domnule, până de buzunar. Supărați pe faptul că în curtea casei lor urmează să fie ridicată o clădire cu 10 etaje, locatarii unui bloc de pe strada Albișoara au blocat drumul de acces. Văzând că nu pot trece de oameni, reprezentanții firmei de construcție au chemat poliția. Din stradă nu puteam să intru în o gradă casei. 6 camaduri au blocat drumul din cauza că nu puteau intra pe poarta construcției. A fost refuzat de a construi casă, pentru că este decizia Consiliului Municipal. În interiorul cartierelor de locuit nu se mai construiesc case de locuit. Oamenii spun că imediat după alegeri, terenul din preajma blocului a fost îngrădit. Ei sunt supărați pentru că nu și-au dat acordul pentru ca acolo să fie construită o clădire și că și-ar fi dorit ca în loc să fie amenajată o parcare sau un teren de joacă. Aici era un teren, unde noi l-am amenajat frumos și ne parcam, că decât să nu
încurcăm și nu mergem trotuar, pentru că merge cărucior, copil și așa mai departe. Toți am fost nevoiți să ne mutăm mașinile pe iarbă, pentru că ei au acaparat terenul ăsta ilegal. Eu am sădit trandafiri, copac și sădit ce se face acolo. Ei au format, o tăiet, o pus butca lor, o copil, ce? Locatare susțin că terenul care aparține municipalității a fost dat în arendă pentru 5 ani, iar agentul economic ar plăti doar 9.000 de lei pe an. Care închipuiți-vă cât costă 100 în centrul Buicaniului ca să o iei în arendă. Chiar vecinii prin prejur spun că ei plătesc dublu pentru arendă, pentru pământul acela, ca să facem teren de joc pentru copii. Reprezentantul firmei ne-a arătat că are toate actele în regulă și că deține și autorizație de construcție pe terenul care îl arendează. Consiliul de la primărie, consilierul în arendă și-a plătit arenda pe acest teren de o an în urmă. Agentul economic a refuzat să ne spună cât plătește pentru teren. Șeful Direcției Arhitectură susține că decizia a fost luată de Consiliul Municipal încă anul trecut și că, potrivit legii, nu există încălcări. Acesta nu ne-a putut spune cât plătește totuși agentul economic pentru teren, pentru că ar avea nevoie de timp să studieze documentul. Odată ce vremea s-a încălzit, străzile capitalei s-au umplut de cerșetori. Adulți și copii vin din diferite localități. Ziua stau cu mâna întinsă, iar noaptea nu mai merg în adăposturi, ci dorm în subsoluri sau în gurile de canalizare. Eu m-am dat la dus. Ce vă explic? Da, mi-e subcălut. Pe Iurie l-am întâlnit lângă tomberoanele aflate la poarta unei biserici de la Botanică. Stătea întins pe o canapea din piele aruncată la gunoi. Mie sunt de ea, mi-ați mănânc ceva, ea ca și vreau eu. Dar de cât timp nu ați mâncat? Eu doar mă trăiesc din mănânc mică, ea ca bă. Biu apă, uite-te, biu apă, Coca-Cola și am găsit muzărcă. Bărbatul spune că a ajuns în stradă din disperare. A muncit în Rusia, în construcții, iar când a revenit acasă, a aflat că soția și-a găsit un alt iubit și l-a alungat. Când a fost pe Moscova, mi-a zis pe altul. Câți ani în urmă soția v-a lăsat? 16, 17. De atunci ați ieșit în stradă? Da. De ce? De ce ați mers să-ți fur? Dar nu v-ați gândit să lucrați, să vă căutați de lucru? Dar cum să lucrez eu dacă la mine trebuie în bubi, chele la mine și iau pe mâini? Asta e așa rășeala. Mă duc la bolniță, așa n-au vrut mă consulte. Trebuie să plătesc, costă 80. Odată ce vremea s-a încălzit, străzile capitalei s-au umplut cu cerșetori. O spun și cei de la primărie. Tot mai multe persoane din afara Chișinăului vin pentru a cerși aici pe străzi. Noi încercăm să întreprindem măsurile necesare împreună cu poliția. Sunt și situații când din cerșet și-a făcut o meserie. Și reprezentanții centrului de găzduire de pe strada Haltei din capitală spun că acum sunt mai puțini oameni ai străzii care cer adăpost. Odată cu încheierea perioadei rece a anului, beneficiarii centrului aleg cumva să meargă în altă parte să trăiască, deci nu mai apelează serviciile centrului în proporția cum o făceau atunci când era ger afară. Ca să înțelegeți, la moment avem în jur de 60 de beneficiari zilnic, comparativ cu luna trecută când am avut 90. Responsabilii de la primărie nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune cât cercetători sunt pe străzile capitalei. Doi din trei moldoveni nu fac sport deloc, arată un sondaj de opinie. Potrivit studiului, la noi oamenii se mișcă mult mai puțin decât europenii. Fac sport cu lucruri numai. Fugă încolo, fugă pe gospodărie acasă. Vacă, jețel, prușel, tăți celea și noi n-avem când ne hodinim. Care sunt motivele invocate de ce pentru care mișcarea nu înseamnă viață? Vedeți la știri. Președintele raionului Ialoveni a demisionat. Democratul Ilian Carmanu a anunțat astăzi decizia la ședința Consiliului Raional. Am încercat să luăm legătura cu el pentru a afla motivul, dar nu ne-a răspuns la telefon. Carmanu face parte și din conducerea organizației teritoriale Ialoveni a Partidului Democrat, acolo unde, în ambele circumscripții, au ieșit învingători doi membri ai blocului acum, în defavoarea democraților. Serviciul de presă al PD nu ne-a putut comenta dacă demisia are vreo legătură cu alegerile parlamentare din februarie. Au cărat toată viața apa cu gălețile, iar acum se pot bucura de un apeduct de ultimă generație. Vorbim despre locuitorii din Cărpineni, care au fost conectați la un sistem de alimentare cu apă construit în cadrul unui proiect finanțat din bani elvețieni. Ieri, inițiatorii acestuia s-au întâlnit cu localnicii, care se bucură că au apă la robinet, dar spun că mai există o problemă. Nu au un sistem centralizat de canalizare.
Larisa Buhnă din Cărbineni, Hângești, a fost conectată la apeduct acum câteva luni datorită proiectului Elveției de apă și sanitație în Moldova. Femeia se bucură că nu mai e nevoită să meargă cu găleata la fântână pentru că apa vine direct de la robinet. Are acum în gospodărie aproape toate condițiile necesare pentru vremurile în care trăim. Mai lipsește un singur lucru, un sistem centralizat de canalizare. Nu era apa chiar bună. Nu era bună de spalat, de băut, dădeam numai la păsări. Dar acum, de când o tras apa, foarte bine. Și a avut noi acestea sărujenie, apoi avea să fie mai comod. Și Ecaterina spune că de când este conectată la apeduct, treburile în gospodărie au devenit mai ușor de făcut. Apa care curge de la robinet este de o calitate foarte bună. Era departe, la vreo 200 de metri aduceam apa. Acum apa este pe loc, o folosim, o întrebuințăm și la mâncare, la animale, la spălat. Apa e foarte bună. Și ea se plânge pe faptul că în lipsa unui sistem de canalizare, apa folosită nu are unde se scurge. Nu avem canalizare, sperăm pe parcurs să facem, vrem să facem aici în față, la mai aproape de poartă, să o putem curăța. Apa acum care este folosită la spălat, la... O aruncăm în grădină. Potrivit specialiștilor din cadrul proiectului, peste 2000 de gospodării, dar și toate instituțiile sociale din Cărpineni au fost conectate la sistemul de alimentare cu apă. Ca și element definitoriu este că noi am căutat soluții ca apa să fie potabilă. S-a ajuns la fiecare locuitor din localitate. Am încercat să punem în practică partea inovativă. Din întreaga localitate, fără sistem centralizat de apă, rămâne un singur sector. Inițiatorii proiectului spun că sunt în căutare de surse financiare pentru a extinde apeductul. Oamenii care locuiesc acolo spun că se descurcă pentru că au fântâni în curți, totuși ar dori să nu mai care apa cu găleata. Lumea este care dorește, care noi cam dată n-am dorit, fiindcă noi am făcut fântâna noastră în gospodăria noastră. Avem două fântâni în urmă. O să vedem dacă trebuie, o mai lumea, o mai dat bani, o mai dat să tragem apă. Dacă vine cu apă în coaș, tragem și noi. Primarul din localitate spune că pentru sistemul de alimentare cu apa localității a fost nevoie de 40 de milioane de lei, însă ar mai fi nevoie încă de 60 de milioane pentru construcția unui sistem de canalizare centralizat. Din păcate, sistem de canalizare nu am reușit să construim, nu am reușit să identificăm, de fapt, donatori pentru ca să finanțăm aceste lucrări. Acum apa utilizată este evacuată contra cost la o stație de epurare din vecinătate. La sistemul de alimentare cu apă au fost conectați peste 8.000 de oameni din cei peste 10.000 de locuitori ai localității. 8 vehicule cu numere de înmatriculare străine și cu termenul de aflare pe teritoriul țării depășit au fost reținute de serviciul Vamal. Instituția a anunțat asta la o zi după ce câțiva angajați de la Vama au fost reținuți pentru că ar fi luat mită ca să permită asemenea ilegalități. Mașinile cu numere străine se pot afla în Moldova 180 de zile, iar pentru asta șoferii trebuie să achite vinieta. Cei prinși că trec termenul primesc amenzi de 4.500 de lei și achită cheltuielile de evacuare a mașinii. Un avion cu 100 de pasageri la bord a luat foc pe aeroportul din Teheran. S-a întâmplat în timp ce aeronava ateriza. Trenul de aterizare al avionului nu s-a deschis, iar piloții s-au rotit o vreme deasupra aeroportului ca să consume combustibilul. Apoi au aterizat forțat. Aeronava s-a târât pe pistă și a luat foc. Flăcările au fost stinse de pompieri și nimeni nu a avut de suferit. Cât sport se face în Moldova? Ei bine, mult mai puțin decât în Europa. Cifrele arată că 2 din 3 moldoveni nu se mișcă destul. Vestea bună e că trendul modului sănătos de viață începe totuși să prindă contur în țara noastră. Un sondaj recent arată că ponderea celor inactivi fizic este acum de 60% față de 85% acum 4 ani. 63% din moldoveni spun că nu practică deloc sportul. Cifra poate părea mare dacă e să ne comparăm cu europenii care nu sunt activi în proporție de 45%. Fac sport cu lucruri, mă. Fugă încolo, fugă pe gospodărie, acasă, vacă, jețel, prușel, tăți celea și noi n-avem câți ni hodinim. Așa.
agemenii. Datele unui sondaj recent arată că sălile de sport sunt preferate mai cu seamă de persoanele mai tinere. Ceilalți fac gimnastică sau plimbări lungi pentru a se menține în formă. Mai ieșim la stadion cu soț când, de când în când câteodată. Tot timpul liber, cu munca, cu alte treburi, sport rămâne pe planul 2. Cele mai multe dintre persoanele care fac sport în mod regulat au peste 30 de ani. Я хожу для самодисциплины и чтобы выглядеть хорошо. Soția merge la sală și copiii. La femei, exercițiile cele mai importante de bază sunt fesele, pentru fese, pentru picioare, să fie mușchi în tonus. Și bărbații lucrează la fel, la picioare, dar desigur vor să accentueze mai mult partea de sus. Ponderea celor trecuți de 50 de ani și care fac sport este de 47%. După 40 mai ales, când, hai să zicem, fertilitatea la femeie scade definitiv și atunci hormonul masculin, respectiv tot, și rămâne cel feminin, estrogen, care te face, uite așa. De ce bărbații sunt mai frumoși după 45 de ani? Da, asta este fiziologia lor și noi după ei ne menținem. 80% din cei care fac sport o fac pentru a se simți bine și nu pentru a slăbi. Девочки по большей части ходят на групповые тренировки, потому что им весело. Женщины вообще такие существа, да, им надо пообщаться, поделиться, кто что покушал, кто что купил, какие лосины красивые. Moldovenii care umblă la sala de forță achită în medie câte 485 de lei pe lună, spune același sondaj efectuat de Magenta Consulting. Este greu de zis că noi suntem o nație foarte sportivă. Este îmbucurător faptul că trendul sănătos de viață devine foarte rapid. O să vedem rezultatele la acest trend în, nu știu, 10-20 de ani, când sperăm că mortalitatea măcar cât de puțin va descrește. Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting în perioada 14 februarie-7 martie. Pe un eșantion de 635 de persoane cu vârstele cuprinse între 18 și 70 de ani. Marja de eroare este de 4%. Experții atrag atenția că lipsa mișcării favorizează apariția multor probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare, diabet și chiar unele tipuri de cancer. Situație ciudată la meciul din Liga a doua din România dintre Petrolul și Energeticianul. Un fotbalist a jucat cu trei numere diferite pe tricou în același meci. Totul a început după un fault dur în careul adversarilor. Mijlocașul echipei Petrolul Ploiești a intrat pe teren cu numărul 29, însă în minutul 8, după o accidentare, a părăsit terenul cu capul însângerat. Apoi a revenit cu un nou tricou, dar care avea numărul 84. Pe finalul partidei, jucătorul a cerut echipei medicale să îi schimbe bandajul, iar tricoul a fost din nou pătat. Când a revenit pe gazon, Bucș avea deja pe spate numărul 25. După această partidă, Lupii continuă să spere că va promova în Liga 1. Ploieștenii au învins-o pe Energeticianul cu 2-0 și au venit din nou la 5 puncte în spatele liderului sportului Snagov. Golden State Warriors continuă să-și distrugă adversarii. În ultima etapă, campioana în exercițiu a Ligii Americane de Basket s-a impus în fața lui Minnesota, obținând victoria cu numărul 48 a stagiunii curente. Deja de 4 ani la rând, războinicii bagă frica în adversar. Golden State Warriors s-a impus pe terenul celor de la Minnesota. Oaspeții au jucat tare pe parcursul primelor 3 reprize, fără a da vreo șansă gazdelor, impunându-se cu 30-27, 29-20 și 32-28. Abia în ultima repriză, cei de la Minnesota au revenit în forță, dar prea târziu. Războinicii s-au impus cu 10 puncte diferență, scor final 117-107. Vedeta Stephen Curry a fost omul meciului, reușind 36 de puncte. Both teams have erased double digit deficits. Curry answers right back. His next one will be his 300. După această victorie, situația în clasamentul conferinței de vest rămâne neschimbată. Campionii de la Golden State Warriors sunt în continuare pe primul loc, calificați deja în play-off-ul competiției, iar Minnesota se plasează pe locul 10 după ce a suferit 4 înfrângeri la rând. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezei se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună! Thank you.